Mai bune, vorbim acum despre cum ne putem hrăni corect, să avem și energie, să ne fie bine și la căpuț, pentru că dacă e psihicul bun, e totul bine, să meargă și memoria, să meargă și concentrarea, ciucă, că de asta avem și noi nevoie aici, normal, să ne concentrăm în fiecare zi, 2 ore, de la 3 la 5 suntem cu simțurile ascuțite. Și Greta este prezentă cu noi aici și ea foarte vigilentă. Ia uite cum stă acolo, polițistul de serviciu. Să știți că acum ne spune și ne explică mai multe hipnoterapeutul nostru, Anca Alungulesei. Sărut mâna, Anca! Bine ai venit la noi la emisiune. Ești ca o portocală. Mă sortez cu sigla voastră. Exact, băi, exact. Ai văzut, nu, da? Ești mai un pic mai aprinsă de decât sigla noastră, da. Ea este Anca Alungulesei, care vine astăzi la noi la emisiune și ne spune că există niște alimente pe care dacă le consumăm în mod regulat, ne merge bine memoria, creierul. Da. Pe lângă chestia asta, ne ajută și din punct de vedere al sănătății. Absolut, absolut. Ca să scăpăm de inflamații, pentru că am văzut ceva acolo. Știi că mâncarea merge mână în mână cu sănătatea, pentru că mâncarea este primul pas către o sănătate optimă, așa reușim să o menținem. Și totodată către o sănătate a creierului optimă, pentru că avem nevoie. Bă, adevărul că dacă nu-ți mai te ține creierul... Exact, da. Nu știu, degeaba. Dar știi ce mi se pare, nu mai ești lucid? Mi se pare mie foarte interesant legat la acest subiect, că cumva când copiii sunt mici, părinții sunt foarte atenți și cumva înțeleg cât de important este pentru un copil dezvoltarea creierului și capacitatea lui de a asimila informații și de a face performanță școlară, dar pe măsură ce înaintăm în vârstă, noi adulții uităm lucrul acesta. Și este extrem, extrem de esențial, pentru că avem nevoie de învățare toată viața, nu se termină niciodată învățarea, adică nu termină odată cu școala, și depinde foarte mult gradul nostru de asimilaj, de a înțelege informațiile din jur și de ceea ce mâncăm. Iar acum vorbim despre produsele acestea pe care le avem pe masă și dacă le consumăm, putem cu cea mai mare siguranță să spunem că investim în sănătatea noastră, corect? Absolut, absolut. Adică fiecare, na, în funcție de ce își dorește să obțină, când vine vorba despre nutriție, în general este bine să avem niște obiective foarte clare. De cele mai multe ori, nutriția este asociată doar cu partea aceasta de slăbit. Dar nutriția în sine este un element foarte valoros în contextul sănătății. Și nu doar al unei sănătăți care are legătură cu felul în care arată corpul nostru sau cu surplusul sau minusul de grăsime, ci a sănătății în general. Pentru că, din păcate, atunci când vine vorba despre un diagnostic medical, alimentația este primul loc în care ar trebui să umblăm și să facem schimbări. Dar hai să vorbim astăzi despre memorie, despre concentrare, care sunt alimentele care ne ajută. Am văzut că ai 3 grupe de alimente, oarecum, da, nu? Da, da, da. Păi am zis să le grupăm așa, memorie, concentrare și energie. Deci acolo e memorie, concentrare și exact, energie. Exact, da. Deci, oameni buni, vă rog frumos să notați ca să învățăm ceva astăzi de la Anca Alungulesei și anume pentru memorie. Pentru memorie, să vedem ce am pregătit aici. Avem peștele gras, care este extrem de bogat în omega-3 și care ajută la sănătatea creierului. Ce este foarte important de reținut în legătură cu sănătatea creierului este că creierul nostru se hrănește din 2 surse. Pe de o parte avem glucoza, de altă parte avem corpurile cetonice care hrănesc creierul și avem nevoie de ele în egală măsură. Așadar, dacă dezechilibrăm această balanță, apar dezechilibre și acolo la nivel de creier și, din păcate, neuronii noștri nu prea se mai regenerează dacă nu oferim nutrienții necesari. Deci, pentru creiere bună, grăsimea... Grăsimile bogate în omega-3, grăsimile sănătoase bogate în omega-3, deci pe care pește, le luăm clar. Din pește, pește gras... Contează ce pește? Din acolo nuci, ce e? Pește gras să fie. Pește gras. Nuci, nu degeaba... Ia să vedem dacă găsesc aici, uite, da, să le unim așa... O nucă întreagă are forma creierului nostru. Nu degeaba Dumnezeu, natura a creat nuca în această formă, da? Câte nuci e bine să mănânci pe zi? Ia dă-mi pumnul, te rog. Hai să vedem câte ți încap ție
în căușul palmei tale. Deci cam atâtea, nu? Da, deci când spunem căuș, spunem doar această scobitură, deci, nu practic, un pumn întreg. Deci, două, trei nuci întregi. Cam, hai, patru, două, cinci nuci, cam așa, da. Ideea da, e da, că da, vreau să le spun telespectatorilor noștri și să-mi confirme cineva pe numărul de WhatsApp dacă a încercat să pună nucile în apă să le hidrateze. Absolut, băi, așa nene, este. Cât de bune sunt. Zici că sunt nuci crude, abia, băi, abia culese. Deci ascultați-mă pe mine. Știu că vă vine greu să credeți, dar ascultați-mă pe mine. Dacă puneți puneți nucile într-un bol de apă și le lăsați 24 de ore, uh-huh, sunt ca nucile verzi, ca nucile alea pe exact, care... Exact, cele dar mai bune. Așa se și recomandă a fi consumate. Adică dacă vrem să extragem plus valoare, știu că acum sunt oameni care zic, da, eu n-am timp să mai fac și lucrul acesta. Întotdeauna, sunt oameni care zic, n-avem timp și n-avem bani să facem lucrul ăsta. Așa știi? Este, și... da. Dar nu-ți ia foarte mult timp, pentru că dacă vrei să-ți spun cum fac eu acasă, am întotdeauna o caserolă pusă în care pun nuci sau migdale și le las întotdeauna la hidratat acolo în frigider și când vreau să consum iau de acolo, da, mă servez. Să vezi ce bune sunt astea mâine, deci nuci puse în apă. Da. Încercați treaba asta. Mi-a zis cineva, apropo de chestia asta, cred că Ioana Ginghină, sau nu știu cine a venit și mi-a zis, bă, te-am auzit odată cu nucile în apă și am pus și nu vine să crede, atunci doar așa mănânc. Exact, da, dar pe lângă gust, de fapt, ce se întâmplă? De ce punem nuca în apă? Orice este pus în apă are potențial de germinare, de creștere. Și atunci noi, dacă punem nucile în apă, în primul rând că reușim din coaja nucilor să eliminăm substanțele care nu sunt benefice corpului nostru, ele devin mult mai ușor digerabile și atunci ușurează procesul digestiv, dar ceea ce trezim în ele sunt aceste enzime de care corpul nostru are nevoie. Da. Iar enzimele le găsim doar în alimente crude. Da? Nu în alimente gătite încercați sau uscate. Încercați treaba asta. Bun. Deci am zis, deci pește gras, nuci. Pentru, asta e pentru... Memorie și concentrare. Memorie și concentrare. Da. Ciocolata neagră este o sursă foarte valoroasă care ne ajută, dar atenție, ciocolata neagră să aibă o masă și o cantitate foarte mare de cacao și spre deloc zahăr. Studiile spun că peste 70-80% cacao. Se poate pregăti foarte ușor și în casă, nu e neapărat nevoie să cumpărăm de la magazin, adică putem să ne facem un desert delicios și sănătos acasă. Ouăle, iarăși, sunt o sursă extrem de importantă, care ajută sănătatea creierului. Contează ajută... dacă sunt fierte sau dacă sunt prăjite? Cele mai sănătoase sunt ouăle crude. Dacă să poți crude? Să... Da. Dar ca să poți să le consumi crude, e nevoie să cunoști sursa. Adică dacă tu ai în curte... Și poți să bei ouă crude? Dar n-am zis că fac eu lucrul ăsta. Eu am zis cum este cel mai sănătos. Că am avut aici 6-4 da? Porții imediat. Da, am văzut. Dar da, oul este un aliment complet. E recomandat atât copiilor cât și adulților și ajută, într-adevăr, la partea aceasta de memorie și concentrare. Da? Datorită iar între fiert și prăjit, clar ou fiert. Sau ou fiert, poșat. Da. Sau poșat, exact. Bun, mergem mai departe. Și ăla mai e un ceai acolo. Ce am zis ceaiul verde. Ceaiul verde. Da? Ceaiul verde care ajută și la slăbit, nu doar la sănătatea creierului. Antioxidanți, exact. Bun, avem acolo afinele, care sunt o sursă extraordinară de antioxidanți. Uite-le. Asta este pentru... Concentrare. Concentrare. Da. Au o cantitate foarte redusă de zaharuri, deci afinele sunt recomandate a fi consumate și de către persoanele care se confruntă cu diabetul sau care vor să țină glicemia sub control. În general, fructele de pădure vin la pachet cu foarte mulți antioxidanți, vitamine, minerale și ar trebui să le consumăm, dacă nu în fiecare zi, cât mai des. Iarăși avem nucile aici, da, pentru că nu putem să vorbim, să despărțim părțile acestea două, memoria și concentrarea una de cealaltă. Broccoli este o sursă excelentă de fibre, de proteină, de vitamina C, de magneziu, deci cât mai mult broccoli. Și asta seamănă cu un creier. Și asta, da, putem, exact. Și dovleacul. Asta nu mai seamănă cu un creier. Uite, putem să facem la un moment dat un subiect. Cu ce părți ale exact, corpului seamănă exact, legumele și fructele? Exact, da, ca să vedem de fapt ce nutrienți extragem de acolo. Ok. Pentru... Da. Da. Pentru uter, de exemplu, avem avocado. Pentru uter? Da. Pentru sănătatea seamănă... uter. Exact, exact. Foarte fain. Da. Și roșiile? Păi, facem subiect aparte. Uite, aici ai banana, de exemplu, pe și masă. Banana? Glumesc, Cătălin. E bună? Hai că am ajuns și la banană, ne oferă energie și este o sursă excelentă de potasiu. Să ai un pic, să nu trecem de aici de la concentrare, da? Da. Asta e concentrare. Da.
Deci concentrat, deci și aici ai mai pus ceva. Concentrare. Ai mai pus turmeric. A, turmericul, care turmeric. Este un antioxidant și antiinflamator excelent, mai este cunoscut sub numele de curcuma, îl putem introduce, este foarte versatil. Și ăsta cum să-l pui? Poți peste sosuri, mâncăruri, în băuturi, deci este extrem, extrem de versatil și este foarte benefic. Noi nu prea avem în cultură consumul de turmeric. E mai mult în zona, în India se consumă foarte mult, sau în țările arabe, dar ar trebui să ne îndreptăm atenția și către el. Acum îl găsim și în stare crudă, la supermarket, sub formă de rădăcină, putem să pregătim ceai de turmeric. Eu te înțeleg foarte bine, dar cred că contează foarte mult și proveniența fructelor și legumelor. Știi că întotdeauna spui, mănâncă nu știu ce afine sau nu știu ce căpșuni și arată oamenii că le pun în apă și se duce culoarea de pe ele, știi? Aici vorbim despre calitate, da? Adică care este sursa din care... Adică dacă găsești pe un om pe la țară sau pe undeva să strângi căpșuni, zmeură, afine, atunci ai dat lovitura. Atunci ai dat lovitura, da. Turmericul nu este o plantă locală, dar putem să beneficiem, pentru că tot trăim într-o lume globalizată, și de alte plante care nu există la noi, la noi în România și care sunt extrem, extrem de benefice. Deci, da? Deci acestea sunt clar pentru concentrare. Da. Iar astea sunt pentru memorie. Nu, am zis memorie, concentrare, acelea sunt pentru energie. Trebuie că să avem banana de memorie acolo. Bun, pentru energie banana. Banana, dar da. Dar stai bine de dimineață, nu? Dimineață, seara înainte de culcare. Ca și gustare, nu seara. Seara, în general, cine ușoare și care nu ne energizează foarte mult, ci care induc starea aceasta de somnolență și care ajută corpul să secrete melatonina. Spanacul, iarăși, este o plantă foarte benefică atunci când ne dorim mai multă energie, dar e foarte important să înțelegem un pic și lipsa aceasta de energie, pentru că are legătură cu cât de sănătoase sunt mitocondriile corpului nostru. Mitocondriile sunt considerate a fi uzinele organismului. Adică dacă din punct de vedere al sănătății și dacă observi, de exemplu, că îți cade nivelul de energie, că dacă trăiești așa într-o oboseală cronică, ar trebui să te întrebi dacă mitocondriile tale sunt într-o stare optimă de sănătate sau nu. Ce să le faci să le... Păi, în primul rând trebuie identificat și văzută care este cauza. De cele mai multe ori, mitocondriile se dereglează din cauza radicalilor liberi la care este expus corpul. Și uite, în mediul în care trăim, nivelul de stres atât de ridicat, dar și stresul acesta intern pune mitocondriile într-o stare nu tocmai bună de sănătate. Și atunci, nivelul de energie care nu este sustenabil pe durata unei întregi zile, o punem pe seama unor mitocondrii deteriorate. Din păcate, odată cu maturizarea organismului, știi că mie nu-mi place să folosesc conceptul acesta de îmbătrânire, ci efectiv cu maturizarea organismului, mitocondriile se deteriorează și ele și atunci e nevoie să fie ajutate și activate. Putem să facem asta din alimentație. Ficat? Ficat, în general asta organele. E bun pentru anemie, nu? Și organele, pentru fier, da, da, deci energie. Sursă excelentă de fier. Vitamina A, vitamina B, în special vitamina B12. Da? Deci organele sunt extrem de valoroase, în special ficatul. Da? Și ai pus ovăz. Fulgi de ovăz, da. Asta nu e, carbohidrați crește glicemia foarte mult. Da, dar e cu absorpție lentă. Și dacă pe lângă acești fulgi de ovăz pui și o sursă sănătoasă de grăsimi bogate în omega-3, atunci povestea cu glicemia se schimbă. Și apă multă. Apă multă, 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 pentru că de fapt energia de care noi avem nevoie o luăm prima dată din apă și abia apoi din mâncare. Ideea e în felul următor, că dacă ne uităm așa, deci o dată pe săptămână să zicem că mănânci un pește, o dată pe săptămână să zicem că mănânci un ficat, o zi să zicem că mănânci multe legume, da, mai bagi și o dată pe săptămână nuci. Poate nu bagi în fiecare zi. Bagi de două ori pe săptămână ouă, și banane și afine, eu zic că o duci bine așa, nu? Absolut, dar e vorba de consistență aici, adică să te ții, da, asta. De exemplu, dacă ar fi prietenul meu, Andrei Dobrogea, aici ar fi distrus. Nu există nimic pe depus pe grătar, în afară de peștele ăla, care cu siguranță s-ar lipi și nu i-ar... Na. Dar poți să pui pe grătar o dată pe săptămână. Poți să pun o ceafă de porc? Poți să pun și o ceafă de porc, de ce nu? Important e ce faci în 90% din timp. Asta contează, nu ce excepțiile de 20%. Uite, acum a fost Paștele, da? Da. Și toată lumea îngrozită înainte de Paște, ce mâncăm, că o să ne îngrășăm de Paște. Ok, Paștele a trecut, s-a încheiat. Este ca o cărare, da, care e o haltă pe care tu o faci într-un stil de viață sănătos,
câteva zile în care ai vrut să te răsfeți cu toate lucrurile pe care le-ai găsit în jur, dar s-a încheiat, este ca reîntoarcerea la serviciu. Chiar dacă nu ne place sau suntem obosiți și am mai vrea zile de vacanță, ne întoarcem că nu avem ce să facem. La fel să vedem și stilul de viață. Deci 4-5 zile te-ai relaxat, nu te-au mai preocupat neapărat alegeri alimentare sănătoase sau care ți-aduc beuri, zinc și așa mai departe, dar acum revenim că nu avem altă soluție. Aceasta trebuie să fie mentalitatea pe care o avem, astfel încât stilul de viață în sine să nu fie de fapt o corvoadă, ci să-l vedem ca o normalitate. Adevărul că știi cum e, vorbim și noi pe aici, pe la televizor, mai sunt și alți colegi de-ai tăi nutriționiști, mă rog, mai sunt și unii de bat câmpii și n-au o treabă cu realitatea. Dar dacă te documentezi și găsești un pic informații, începi să-ți schimbi așa stilul de viață și măcar copiii tăi vor încerca să mănânce mai sănătos. Așa adică este. Noi, real, acum 20 de ani, nu cred că ne povestea nimeni așa despre stilul de viață. Da, Cătălin, știi care e, din punctul meu de vedere, schimbarea este cel mai greu de făcut schimbarea. Da? Deci tu ca om accepti cel mai greu schimbarea. De ce? Pentru că ești într-o rutină a vieții și nu ți se pare a fi necesar să schimbi un stil de viață. Din păcate apare nevoia schimbării în momentul în care primești un diagnostic. Și este trist să fie așa. Și atunci, cum ar fi să înțelegi care este rostul schimbării, care sunt pașii pe care să-i faci ca să nu ajungi acolo? Și atunci și copiii vor învăța să mănânce diferit, să se raporteze diferit la mâncare. Uite, apropo de asta, că tot trag mereu semnale de alarmă și spun cât de importantă este acțiunea, dincolo de toate cunoștințele pe care le dobândim și informațiile acestea pe care le citim, dacă nu trecem la acțiune, ele, din păcate, sunt egale cu zero. Da. Deci, oameni buni, un brocoli, un dovleac, o banană, turmeric, afine, nuci, da. Pește. Eu zic că de noi depinde. Îți mulțumesc mult de tot, Anca, care ai venit. Și eu cu mare drag te și vreau să zic oricând. Că mâine te aștept la webinar, că știu că ție îți plac webinariile mele. La ce oră? La 7 seara. La 7 seara pe Facebook, pe Instagram? Nu, se înscrie lumea pe contul meu și primesc link-ul special. Wake Up Call se numește. Wake tocmai up. Pentru că vreau să fac... Mie îmi plac dușurile reci. Da. Și consider că avem nevoie din ce în ce mai des. Chiar ai făcut și la propriu duș rece? Nu, știi, dușurile astea în care te trezește cineva. Ah, nu, dar eu zic că și astea sunt recomandate. Absolut, dușurile, da. Reci, nu? Absolut. Perfect. Oameni buni, am primit și o poză cu un alt pisic care a zgâriat, pe Tomiță cel năzdrăban. Uite la aici, nu știu, Tomiță... Uite-mă pe Tomiță, care zgârie. Vezi, mi-au dat telespectatorii. Tomiță zgârie tot. Uite-l pe ce a zgâriat și Tomiță al doamnei. Asta e. Mergem mai departe. După publicitate revenim. Vine Cătălin Oprișan la emisiune în câteva momente să mănânce ceva sănătos, cum îi place lui. Vorbim și cu doctorul Craiu. Vorbim despre bolile copilăriei. Avem multe să vă spunem, oameni buni. Știți că suntem prieteni noastre, ne trimiteți mesaje, comunicăm, suntem împreună și învățăm lucruri interesante. Ne întoarcem imediat.